Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, stimați prieteni, dragi oameni ai lui Dumnezeu care sunteți prin media cu noi, în această seară vă salutăm pe toți, vă binecuvântăm. Mulțumim Domnului pentru oportunitatea să fim împreună, în viață și sănătoși, să avem minte întreagă și să dorim Evanghelia ca pe ceva ce ne ridică și ne apropie de asemănarea cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vă mulțumesc că ați făcut jertfa să fiți prezenți și în seara aceasta. Cu siguranță oboseala dumneavoastră este răsplătită de binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu care vă atinge, vă vindecă și vă ridică. În această seară, în cel de-al doilea studiu al serii, așa cum obișnuim joia în perioada aceasta, ne concentrăm la învățăturile Bibliei sau la doctrinele Bibliei. Suntem la învățătura despre partea Domnului. La cea de-a treia lecție despre partea Domnului. Dacă vă mai aduceți aminte, în ultimile două lecții am vorbit despre partea Domnului în Orientul Antic, sau mai bine zis despre zeciuială în Orientul Antic, despre rânduiala financiară a lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, despre zeciuială, învățătura despre zeciuială în Vechiul Testament, în scrierile profeților. Apoi am văzut învățătura despre partea Domnului în Noul Testament, nevoia de slujitori consacrați, dedicați cu totul împărăției lui Dumnezeu. Și data trecută, după ce am făcut câteva afirmații, ne-am oprit sub titlul Dreptul slujitorului Evangheliei să trăiască din Evanghelie. La titlul acesta am adăugat, așa cum anticipam, doar câteva afirmații, epuizându-se timpul nostru și am spus atunci că în seara aceasta vom reveni și vom continua sperând să încheiem această învățătură din Scriptură. Biblia explică dreptul slujitorului Evangheliei să trăiască din Evanghelia pe care o predică. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de altar? Întreba Pavel biserica din Corint cu 2000 de ani în urmă și el continuă după ce spune versetul din Vechiul Testament să spună ceva ce nu scria în Vechiul Testament și a fost o inspirație pentru Noul Testament. Tot așa Domnul, nu consiliile, nu organizațiile, tot așa Domnul, care Domn, Domnul meu și Domnul tău, Domnul Bibliei, al cerului și al pământului. Tot așa Domnul a rânduit, a așezat, a poruncit, a organizat ca cei ce predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie. 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 13 la 14. Au fost situații când apostolul Pavel nu a beneficiat de acest ajutor financiar și uneori în învățăturile Noului Testament, în epistolele sale, scrie despre acest lucru. Oamenii care citesc superficial Biblia au înțeles că Pavel niciodată nu a beneficiat de ajutor financiar. Dar la o citire atentă și responsabilă, observăm că singura biserică unde Pavel a lucrat un an și jumătate și nu a acceptat să fie suportat financiar, să fie plătit pentru nevoile lui personale, a fost biserica din Corint. Și privind în Biblie, desprindem argumentele lui pentru această decizie. În primul rând, el spune în 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 1 la 3, creștinii din biserica din Corint, în mare măsură, erau niște oameni lumești. Ori oamenii lumești au altă perspectivă asupra banilor decât oamenii duhovnicești.
Motiv pentru care Pavel, văzând cu ce oameni lucrează, și-a dat seama că pentru slava Domnului și pentru pacea inimii lor e mai bine să muncească el făcând corturi, o meserie învățată în copilărie, decât să accepte de la ei salariu și mai apoi să devină, datorită imaturității lor spirituale, o problemă spirituală pentru ei. Că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. Priviți, între omul duhovnicesc și omul lumesc este o diferență ca de la Dumnezeu la celălalt domn al văzduhului. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, pentru că nu le puteați suporta. Nici acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. Atunci când Pavel stă de vorbă cu niște oameni lumești, îi tratează ca pe niște oameni din lume care sunt obsedați de bani, lacomi și zgârciți, și până când Dumnezeu va desăvârși credința lor, ridicând imaturitatea lor la maturitate, Pavel se jerfește să se întrețină singur, dar să nu pună piedică Evangheliei în ceea ce privește desăvârșirea lor. Un alt motiv era faptul că acești creștini erau slabi, 2 Corinteni 9 cu 12, sau că unii dintre ei nu-L cunoșteau pe Domnul, 1 Corinteni 15 cu 34. Sunt unii între voi, spunea Pavel, care spre rușinea voastră o spun, nu-L cunosc pe Domnul. Oamenii care nu-L cunosc pe Domnul au o altă filozofie despre bani decât oamenii dedicați Domnului. Oamenii dedicați Domnului nu-și dedică doar ceva din ei, se dedică pe ei cu totul, își dedică inima, viața, portofelul, tot ce au și tot ce sunt. Mai mult de atât, unii dintre ei nu-L suportau pe Pavel, așa cum fiecare dintre noi avem frați și verișori. Scriptura spune, din invidie unii nu-L suportau, citiți 2 Corinteni, capitolul 6 cu 12, spunea Pavel, eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui cu totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult acum, eu merit iubit mai puțin? Spunea Pavel, ce motive aveți să nu mă iubiți? Pentru că eu vă iubesc, eu m-am jertfit pentru voi, eu sunt aici la dispoziția voastră, iar voi mă urâți. Ce bază aveți pentru atitudinea voastră imatură și lumească? În timpul slujirii în Corint, Pavel nu a acceptat suport financiar de la biserică datorită lipsei de spiritualitate, însă în același timp el a fost ajutat financiar de alte biserici pe care el în vremea aceea nu le slujea. Tocmai am citit din 2 Corinteni, capitolul 8, dar o să citim și din 2 Corinteni, capitolul 11. Uitați ce spune el. Sau am făcut un păcat că m-am smerit eu pe mine, ca să fiți înălțați voi, și v-am vestit Evanghelia lui Dumnezeu. Am despuiat alte biserici, primind de la ele salariu, plată, ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui. Însă de nevoile mele au îngrijit frații din Macedonia. Cu alte cuvinte, munceam la compania asta și mă plătea compania cealaltă. Este vrednic de remarcat faptul că Pavel nu a avut familie, nu a avut soție, nu a avut copii de întreținut, așa cum au astăzi slujitorii. Pavel a fost singur. O bucățică de pâine găsea să mănânce, dacă ar fi fost căsătorit, dacă ar fi avut 1, 2, 3, 5, 10 copii. Situația s-ar fi complicat foarte tare. Această situație este situația celor mai mulți slujitori consacrați astăzi. Iar noi trebuie să avem înțelepciunea lui Dumnezeu și să fim călăuziți nu de tradiție, nici de interesele noastre, ci de această Evanghelie pe care pretindem și că o cunoaștem și că o urmăm. Deseori se afirmă cu o ușurință vinovată și ignorantă că Pavel a renunțat la dreptul său de a fi susținut financiar, însă Biblia afirmă suficient de clar că el a făcut lucrul acesta doar față de corinteni, față de biserica din Corint, pentru că aceștia erau imaturi și nespirituali și dacă el ar fi acceptat de la ei plata, salariul, onorariul, oamenii aceștia s-ar fi potignit în el, dar nu în el, ci în Evanghelie și în Dumnezeu. Din aceste motive, atunci când a fost la strâmtorare, nici măcar nu a avut îndrăzneală să le vorbească despre necazurile lui. Spune Pavel în 2 Corinteni 11:9. Când eram la voi și m-am găsit în nevoi,
N-am fost sarcină nimănui, m-am ferit, mi-a fost frică, am ezitat, n-am avut îndrăzneală să vă vorbesc despre necazurile mele. Însă am avut libertatea la alți creștini din alte biserici să le spun ce probleme și nevoie am. Și ei au fost suport financiar pentru mine și voi nu. Voi n-ați putut, voi aveați alte probleme, voi vă ocupați cu dezbinările, voi vă ocupați cu cine e mai mare, voi vă ocupați cu cine țineți cu Apollo sau cu Chifa, voi nu v-ați ocupat de cel care vă slujea. Că atât ați putut la vremea aceea și eu v-am înțeles. Și v-am iubit. Termenul original al limbii grecești tradus aici, în limba greacă, cu ceea ce Cornilescu traduce plată, este opsonien și înseamnă solda pe care o primeau soldații. Opsonien se numea salariul pe care îl primea un soldat în armată. Și Pavel, când scrie despre plata dată lui ca și suport financiar, ca să trăiască din Evanghelie, putea să folosească multe cuvinte, ca și noi astăzi, onorariu, plată, recompensă, bani, salariu, dar el folosește opsonien, care însemna în vremea aceea salariu care îi se dătea de la garnizoană unui soldat. Uitați ce spune Luca în capitolul 3, versetul 14. Niște soldați îl întreabă pe Domnul, pentru noi ce sugestie ai? Și Hristos le spune, să nu stoarceți nimic de la nimeni cu amenințare, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu opsonienurile voastre, cu plata voastră, cu salariul vostru. Ei, acest cuvânt îl folosește Pavel când spune, n-am primit plată de la voi, dar iertați-mă, am primit de la alții că trebuia să trăiesc. De asemenea, Domnul Iisus, când spune vrednic este lucrătorul de plata sa, el folosește cuvântul mistos, adică salariu. În Luca, în capitolul 10, versetul 7, cuvântul spune să rămâneți în casa aceea, să mâncați și să beți ce vi se va da, pentru că vrednic este lucrătorul de plata sa. Vrednic este lucrătorul de plata sa. Noi, accentuând unitatea dintre noi, uniformitatea dintre noi, frăția dintre noi, călcăm în picioare și excepția dintre noi. Uneori o facem din ignoranță, alteori o facem intenționat. Vorbind despre prezbiteri, Pavel îl învață pe Timotei, iar învățătura aceasta rămâne pentru biserica creștină, în scriptură și în biserică. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales de cei ce se ostenesc cu predicarea și cu învățătura pe care o dau altora, 1 Timotei 5:17. În versetul următor, Pavel explică ce fel de cinste este vorba. Să nu leși gura boului când trăieră bucatele. Și vrednic este lucrătorul de plata lui. Versetul următor, respectiv 18. În limba greacă, cuvântul pe care îl folosește Pavel cinste este onorariu. Vedeți, aici limba greacă ne ajută foarte mult. Principiul Noului Testament este ca slujitorii lui Dumnezeu care sunt dedicați Evangheliei să trăiască din Evanghelie. Observați că dacă ne uităm la oamenii pe care Domnul Iisus i-a chemat, înainte să-i cheme, fiecare dintre ei au avut o meserie. După ce Domnul i-a chemat, nu mai întâlnim pe niciunul dintre ei practicându-și meseria aceea. Din ce au trăit? Știți din ce? Din Evanghelia pe care au predicat-o. Ca și Domnul. Uitați ce spune Scriptura. Petru, Andrei, Iacov, Ioan au fost pescari. Pe câți dintre ei mai găsim pescuind? O singură dată, Petru, pe Marea Galilei. Și atunci a pescuit spre rușinea lui, nu spre lauda lui. Domnul Iisus a fost tâmplar. De câte ori mai îl găsim bătând cuie în lemn? Levi a fost vameș. S-a mai întors el la vamă să strângă impozitul? A mai umblat el cu teșcheleața la brâu, bătând la casele oamenilor să ceară impozit pentru romani? Luca a fost doctor, credeți că a mai lucrat felcer la spital? Pavel a fost făcător de corturi, spune el, numai la Corinten nu am primit salariu și atunci m-au ajutat frații din Macedonia. Barnaba, foarte probabil că a fost agricultor, întreb eu, cum ar mai fi colindat lumea în stânga și în dreapta dacă se ducea să sape porumbul? Că porumbul nu te așteaptă până predici tu Evanghelia.
Și dacă o predici seara în biserica locală, e ok. Dar dacă te duci cu Evanghelia până în Roma, până în Spania, până în Tesalonic, până în Grecia și umbli toată ziua și toată noaptea cu Evanghelia, porumbul nu te așteaptă să usucă, îl mănâncă buruienile. După ce au fost chemați de Dumnezeu în lucrarea sa, oamenii aceștia au pus capăt îndelenicirilor profesionale și lucrul acesta e ușor de observat în Scriptură, numai că e greu de acceptat. Vreau să observăm acum care este importanța banilor în viața oamenilor. Și eu am fost surprins, cum probabil mulți dintre dumneavoastră o să fiți surprinși. Banii reprezintă simbolul lumii materiale, reprezintă împlinirea tuturor nevoilor pământești și sunt simbolul fericirii, bogăției, puterii pe pământ. Banii ocupă locul numărul unu în viața omului, de departe, pentru că banii înseamnă casă mare. Cine are bani are casă mare. Mașină nouă, cine are bani are mașină nouă. Îmbrăcăminte de firmă, cine are bani se îmbracă nu de la second hand. Mâncare și băutură bună, vacanțe în locuri frumoase, distracții permanente, respectul oamenilor și puterea asupra lor, dorințe împlinite, prieteni după dorință, celebritate, senzația de superioritate, capacitate să controlezi viața timp în care cei mai mulți sunt controlați de viață, capacitatea să dai când alții nu au, lipsa grijurilor pentru ziua de mâine, influența între oameni, între organizații, în societate, uși deschise peste tot și așa mai departe. Asta înseamnă banii. De aceea banii sunt iubiți. Pentru că având bani, ai toate aceste lucruri. Dacă ai bani, ai casă. N-ai bani, n-ai casă. Dacă ai bani, ai mașină. Dacă n-ai bani, n-ai mașină. Dacă ai bani, ai mâncare. Dacă n-ai bani, n-ai mâncare. În lumea materială, toate lucrurile acestea stau la îndemână dacă ai bani. Iar dacă n-ai bani, te uiți cu ochii. Și atât. De aceea banii sunt simbolul fericirii. Sunt simbolul lumii materiale. De aceea Biblia vorbește despre bani mai mult decât despre orice altceva. Și doar despre bani spune Scriptura că e rădăcina tuturor relelor. Despre nimic nu mai spune că e rădăcina tuturor relelor. Banii nu-s răi în sine, dar influența lor asupra oamenilor poate fi păgubitoare și atitudinea oamenilor față de bani poate fi dezastroasă. Din acest motiv Biblia avertizează spunând: iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. 1 Timotei capitolul 6 versetul 10. Sau în 1 Timotei capitolul 6 versetul 9, versetul dinainte: cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, cad în laț, în multe pofte nesăbuite, necontrolate, adică, și vătămătoare, adică care rănesc, și cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Aici nu spune că banii provoacă asta, ci dorința obsedantă de a te îmbogăți. Cine vrea să se îmbogățească n-are timp de adunare, n-are timp de rugăciune, n-are timp de Biblie, n-are timp de familie, n-are timp de suflet, n-are timp de Dumnezeu. Nu are. De ce? Pentru că e ocupat. Biblia aici nu vorbește împotriva banilor, ci împotriva atitudinii dezechilibrate a unor oameni care sunt obsedați de bani. Într-o împrejurare, Iisus a uitat în jur și a spus ucenicilor: cât de complicat este pentru oamenii care au avuții să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui Iisus, au luat cuvântul și l-au întrebat: dar cine poate intra? Și Domnul le răspunde: este complicat pentru cei ce se încred în bogății, nu pentru cei ce au bogății. Să fie limpede pentru toată lumea, noi nu vorbim împotriva banilor. Noi vorbim împotriva iubirii de bani. Noi vorbim despre încrederea în bani și noi vorbim despre atitudinea prostească de superioritate a unora care au bani. Să fie limpede pentru toată lumea. Hristos spunea: este anevoie pentru cei ce se încred în bogăție să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nu pentru cei ce au bogăție, ci pentru cei ce se încred în bogăție. Poporul are nevoie de educație din Scriptură și trebuie să spunem lucrurilor așa cum le spune Hristos.
Observați? Interesul fiecărui om este acolo unde sunt banii lui. Așa spune Biblia. Interesul omului este acolo unde sunt banii. Pentru că unde-i comoara voastră, acolo și inima voastră, spunea Iisus. Cei ce se încred în bogății, fac din bogății o comoară. Și acolo unde le e comoara, acolo le e și inima. Sunt lipiți din ea, lacom, zgârciți, au o atitudine de superioritate. Te tratează de sus că el are bani și vrea să te manipuleze, să te șantajeze, să te controleze. Te vede inferior. Pentru că tu nu ai bani, tu nu te ridici la nivelul lui. Banii nu trebuie să transforme un om în felul acesta. Nu trebuie să-l animalizeze în felul acesta. Nu trebuie să-l dezumanizeze în felul acesta. Banii nu trebuie să strice condiția unui om, făcându-l mini-Dumnezeu. Cine este deștept, slavă lui Dumnezeu că este, dar să nu se încreadă în deșteptăciunea lui. Cine are putere, poziție, slavă lui Dumnezeu, dar să nu se fudulească cu asta. Cine e bogat, slavă lui Dumnezeu, să se bucure de banii lui și să facă și lucrării lui Dumnezeu parte de banii lui. Dar să nu se dea mare cu asta, că n-are niciun merit. Vântul vine și ți-o ia, vântul vine și ți-o dă. Dumnezeu face ca să sufle vântul. E prostească opinia că ești important pentru că ești mai inteligent decât alții, pentru că ești mai bogat decât alții sau pentru că ai o poziție față de alții. Trebuie să acceptăm că bogăția nu e un defect. Administrarea bogăției poate deveni defect. Trebuie să acceptăm că sărăcia nu e o calitate, ci administrarea sărăciei poate deveni o calitate. Altfel, și bogăția poate fi calitate, după cum și sărăcia poate fi defect. Că dacă ești în lipsuri și cârtești împotriva Domnului, nu mai este nicio cinste că ești sărac. Iar dacă ești bogat și dai mult pentru lucrarea lui Dumnezeu, nu e nicio rușine că ești bogat. Iată, dar nu banii sunt problema, ci prostia omului care nu are capacitatea să administreze banii. Bogăția este doar o responsabilitate în plus. Trebuie să acceptăm că e o uriașă responsabilitate. Pentru că inima omului nu se lipește de sărăcie cum se lipește de bogăție, dacă nu vă supărați. Pentru a ilustra acest echilibru, Domnul Iisus le spune următoarea pildă oamenilor. Proprietatea unui om, pământul, țarina unui om, a rodit mult într-un an. Și el se gândea acum, fraților, ce să facă, merge business-ul. Nu mai am unde să-mi pun rodul. Și s-a gândit el, îmi stric grânarele astea mici și zidesc altele mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunurile mele. Până aici e ok, de nota 10. Dacă Domnul a binecuvântat, sigur că are nevoie de hambare mai mari. Domnul a binecuvântat, dar uitați cum pierde binecuvântarea. Acum voi zice sufletului meu, acum fratele meu pune-te pe mâncare, pe băutură și pe distracție. Bă, omule, n-ai minte, mă. Păi de-aia te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu. E bine că ești binecuvântat, e bine că îți lărgești hambarele, dar acum, de acum încolo, ce faci? Te dai la băutură cu nebunii? Pierzi din vedere lucrarea lui Dumnezeu? Te pui pe îmbuibare? De Dumnezeu nu-ți mai aduce aminte, de Sfântul care te-a scos la loc larg. Cum îți permiți să pui problema așa de egoist? A, cu suflete, lasă-i pe toți în pace, și pe Dumnezeu, și pe semenii tăi. Să se ducă toți să moară în sărăcia lor. Tu, frate, tu acum profită că aici e iadul, aici e raiul. Faptul că i-a rodit țarina și că a avut nevoie să-și lărgească grânarele e bine. Faptul că acum s-a crezut Dumnezeu și că s-a comportat ca un om fără minte, de ce să nu-i spunem nebun, că așa îi spune și Hristos. Vine Hristos la el și îi spune, nebunule ce ești. Eu nu ți-am dat binecuvântare să-l slujești pe diavolul, eu ți-am dat binecuvântare să mă slujești pe mine. Am să-ți iau eu sufletul să rămâi cu porumbul și cu grâul și cu banii, să vedem că ți-i mănâncă copiii și să ceartă nepoții pe ei. În această pildă nu bogăția e problema, ci lipsa de înțelepciune a acelui calic, lacom și om fără minte, să-și administreze bunurile cum a trebuit. Faptul că Dumnezeu i-a dat n-a fost rău, că Dumnezeu nu-i dă să-i pară rău, că el are de unde da. Dar când Dumnezeu dă, nu dă să-i întorci spatele, nu dă să te crezi important, nu dă să-i manipulezi pe alții, nu dă să șantazezi și să controlezi pe alții, ci să rămâi la fel de smerit și când ai și când nu ai, și când nu ai și când ai. Dacă banii te fac important, atunci e grav.
nu banii, ci atitudinea inimii este problema. Banii pot servi în egală măsură pentru promovarea intereselor lui Dumnezeu sau pentru neglijarea intereselor lui Dumnezeu. Și asta e problema, nu banii, atitudinea mea de a-i gestiona. Banii nu sunt buni sau răi în sine, ei sunt doar necesari. Însă atitudinea și motivația oamenilor este hotărătoare. Noi spunem, dar de ce se vorbește la biserică de bani? Pentru că idolul numărul unu e banul. Și pentru că Biblia vorbește împotriva idolilor. Spuneam și repet, peste 5.000 de versete biblice vorbesc despre bani, mai mult decât despre oricare alt subiect. Iar noi predicăm mai puțin decât despre oricare alt subiect despre bani. Că e ofensator, e jenant. Nici nu știi ce încercare dificilă e pentru mine în această seară să țin predica asta. Mai ales că vorbesc de pe poziția unui păstor și eu spun, păstorul trebuie să fie plătit de biserică. Imaginați-vă ce greu mi-e să răsesc cuvintele acestea. E ca și cum fanfara s-ar ridica să spună, trebuie să ascultați fanfara, e adevărat că trebuie, dar nu ei trebuie să ne spună asta, că e jenant pentru ei. E greu să-ți aperi singur partea. E bine ca altul să vadă, dar dacă tu e nevoie să spui, e jenant, e delicat. Domnul Iisus, din 3 pilde pe care le rostește, în 2 vorbește despre bani. Deoarece Biblia vorbește așa de mult despre bani, trebuie să acceptăm că banii pot deveni o problemă pentru fiecare om. Banii confirmă sau infirmă spiritualitatea unui om. Omul are multe nevoi, dar 4 dintre ele care sunt fundamentale sunt următoarele. Nevoia de Dumnezeu, nevoia de semnificație, nevoia de rentabilitate și de comunicare. Dintre acestea 4, 2 depind direct sau indirect de bani. Comunicare și Dumnezeu nu depinde de bani, dar semnificație și rentabilitate depinde de bani. Jumătate din visurile unui om pe pământ depind de bani. Observați că dacă dezvoltăm ideea aceasta în contextul ateismului și a umanismului contemporan, rămân 2 nevoi fundamentale care trebuie împlinite, semnificația și rentabilitatea. Ori amândouă depind de lumea materială, deci, în concluzie, de bani. Lucrarea lui Dumnezeu, spunea cineva, repet și eu, se face cu rugăciune și cu bani. Niciodată nu s-a făcut altfel. Însă omul duhovnicește o face mai mult cu rugăciune. Dar banii nu pot fi eliminați pentru că trăim în lumea materială. Oricât de spiritual ar fi un om, un slujitor, un pastor, un episcop, ce vreți dumneavoastră? Pentru că trăiește în trup material, are nevoi materiale de împlinit și nu le poți împlini doar cu rugăciune. Nu poți să mănânci rugăciune, nici nu poți să mănânci versete biblice. Nici nu poți să postești toată viața. Lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă este spirituală în biserică, pentru că biserica trăiește în lume și lumea e materială, e nevoie de bani. Observați, biserica are o casă care trebuie întreținută. Are impozit, plătește curent, plătește o grămadă de lucruri ca oricare altă casă de dimensiunea acesteia. Lucrurile spirituale se fac cu rugăciune, cele materiale se fac cu bani. Și dacă privim în Scriptură, constatăm că... Scuzați-mă. Cei mai mulți oameni din Scriptură au interferat cu banii, adică s-au întâlnit cu banii și Biblia vorbește despre asta. Eu nu am timp prea mult la dispoziție, dar suficient să vă dau câteva exemple. Ascultați-mă cu băgare de seamă. Acan a murit împreună cu casa lui datorită banilor. Faraon a ținut evreii prizonieri 430 de ani datorită banilor, aceștia fiind o mână gratuită de lucru. Gehazi s-a îmbolnăvit de lepră datorită banilor pe care i-a luat de la Naaman. Balaam a corupt poporul Domnului din dragoste pentru bani, îndemnându-l la imoralitate. Tânărul bogat nu a acceptat mântuirea Domnului Iisus datorită banilor. Văduva săracă a fost apreciată datorită banilor. Zacheu a făcut dovada pocăinței prin bani, restituind celor care le-a datorat bani și dând jumătate din avere săracilor. Iuda l-a vândut pe Hristos pentru bani. Femeia cu scurgere de sânge a venit la Mântuitorul după ce și-a cheltuit toți banii.
Anania și Safira au fost omorâți de Dumnezeu pentru bani. Și exemplele abundă. Biblia vorbește despre bani mai mult decât vrem noi să pricepem. Banii sunt importanți în viața oamenilor. Mai importanți decât orice altceva, pentru că banii înseamnă totul. Falsificarea banilor, furtul banilor, jafurile, lăcomia, zgârcenia, prioritățile financiare care subordonează interesul spiritual și așa mai departe, toate demonstrează că la baza vieții umane stă materialismul și la baza materialismului stă banii. De aceea e greu să te pocăiești. E ușor să crezi în Dumnezeu și să-ți faci de cap. E ușor să zici Doamne, Doamne și să-ți faci de cap. E ușor să spui că tu crezi în Dumnezeu și să-ți faci de cap. Dar e greu să te pocăiești, adică să te pui pe tine la respect și să-L faci pe Dumnezeu șeful tău. Dumnezeu își permite prin Biblie, pentru biserică, să ceară o parte din banii noștri pentru lucrarea Lui. Și oamenii care sunt ai Lui Dumnezeu dau banii aceștia Domnului fără problemă. Oamenii care nu sunt ai Lui Dumnezeu, ei se simt ofensați că trebuie să împartă banii cu Domnul, pentru că banii sunt ai lor. Și ei tot ai lor sunt. De aceea e foarte greu să vorbești despre bani cu oamenii lumești. E ușor să vorbești despre bani cu oamenii duhovnicești. Asta a fost problema lui Pavel în Corint. Problema asta se perpetuează. Cât de puternică trebuie să fie relația spirituală între Dumnezeu și acești oameni ca ei să-L asculte? Ascultați-mă, repet ceea ce spuneam la început. Au făcut lucrul acesta nu numai cum am sperat eu, ci s-au dat pe ei mai întâi lui Dumnezeu și apoi ceea ce au ei. Când inima unui om este a lui Dumnezeu, tot ce are omul acela e al lui. Nu este așa că atunci când un tânăr se căsătorește, dacă are 10.000 de dolari în bancă, ce o să-i spună nevestei? Nevastă, tu ești proaspăta mea nevastă, uite ce-i, ăștia 10.000 de dolari tu acum să nu-ți închipui că devin ai noștri. Ăștia, fată, sunt ai mei. Ăștia sunt într-un cont separat, noi amândoi împărțim sărăcia. Dar ăștia 10.000, ăștia s-ai mei, de ăștia nu te atingi și nu vezi un penny. Imaginați-vă ce bărbat de treabă și ce bine a nimerit femeia aia. Ei, la fel a nimerit Dumnezeu. Când spunem noi, Doamne, banii noștri sunt ai noștri. Dacă noi facem un parteneriat cu Dumnezeu, avem o pungă. Dumnezeu are bani, dar n-are pungă. Bine că avem noi. Banii lui Dumnezeu sunt în punga noastră. Acum cât o deschidem și cât scoatem din ea, e problema noastră și problema lui Dumnezeu. Slujitorii Domnului ne îndeamnă, uneori sunt chiar insistenți, dar nimeni nu poate să sforțeze punga. Însă la sfârșitul veacurilor, oricât de tare ai deschis-o, o să-ți pară rău că n-ai deschis-o mai mult. Pentru că pământul va rămâne în urmă, mașina va rămâne la copii, casa probabil o ia banca, pământul arde, dacă nu cumva îl moștenește Asociația Martorilor lui Jehova, și penticostalii, baptiștii, oamenii care îl iubesc pe Domnul născuți din nou, toți sfinții Domnului, cei care sunt sfințiți și neprihăniți, se duc să se bucure de ostenelile lor, de ceea ce au trimis înainte, iubindu-L pe Domnul, în dedicarea lor sfântă. Noi nu știm cine va fi și cine nu va fi mântuit. Nici nu ne ocupăm de asta. De asta se ocupă Hristos. Dacă eu aș sta la ușă atunci, aș fi foarte subiectiv, dar acolo va sta El. Și El are autoritatea să spună intră sau nu intra. Și eu voi fi atunci la ușă împreună cu dumneata. Și mie mi se va spune unul dintre cele două. Cum trebuie să fie partea Domnului? Cât trebuie să fie partea Domnului? Cum trebuie să fie privită partea Domnului? Cum privim noi partea Domnului? Eu spun partea Domnului ca să nu spun zeciuială. Pentru că termenul acesta de zeciuială, în primul rând, nu-i corect. A fost corect în Vechiul Testament. În Noul Testament nu mai este corect, pentru că Hristos spune așa, dacă nu întreceți neprihănirea cărturarilor și fariseilor care au dat zeciuială, nu puteți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Cum trebuie privită partea Domnului? O rânduială așezată de Dumnezeu în biserică. Domnul a rânduit ca cei ce predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Cum trebuie privită partea Domnului? Un drept acordat
lui Dumnezeu și slujitorilor săi. În adevăr, în legea lui Moise e scris să nu lești gura boului care treie răgâu. Și acum eu vă întreb, spunea Pavel, pe boi i-a avut în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește el despre noi, intenționat? Da, despre noi vorbește aici. Că cine ară, trebuie să are cu nădejde. Cine treieră, trebuie să treiere cu nădejde. Că va avea și el parte de ce ară și de ce treieră. Asta e învățătura Evangheliei. Apoi, este o datorie a fiecărui credincios față de cei, ce-l învață, de cei care îl învață din Evanghelie. Scriptura spune în Galateni 6:6, cine primește învățătură, adică cine primește predică, învățătură, studiu biblic, este dator să facă parte din toate bunurile lui celui ce-l învață. Sunt frați care spun, eu nu vreau să particip la salariul lui. Frate, lucrarea lui Dumnezeu nu stă nici în mine, nici în dumneata. Dar gândește-te la versetul acesta când te duci acasă și spui capul pe perină. Cum îți permiți să-l pui? Scriptura încă o dată spune așa, deschide la Galateni 6:6. E Noul Testament și scrie în Biblia la amândoi. Cine primește învățătură din cuvânt, și asta fac eu acum, și asta fac frații înainte și după mine, să facă parte din toate bunurile lui celui ce-l învață. Apoi, este o dovadă de dragoste și de cinstire a lui Dumnezeu și a slujitorilor lui. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iară simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva de vă lipsea prilejul? Pavel scrie bisericii din Filip care l-a ajutat financiar. Și Pavel spune, mulțumesc că v-ați gândit la nevoile mele, știam că o să-mi dați ceva pentru nevoile mele. Vi-l imaginați pe Pavel, cel mai mare bărbat, păi acum toți ne-am vinde mașina să-i dăm banii dacă ar mai fi în viață. Și în vremea aceea, să știți că nu prea au vrut să-i dea nimeni, cum se întâmplă astăzi față de slujitori, așa s-a întâmplat și atunci față de el. Noi tare mult am vrea să-i ajutăm pe cei care au murit. Apoi, este o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Spunea Pavel, am de toate, sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-a trimis, un miros și o bună mireasmă, o jertfă bine primită și bine plăcută lui Dumnezeu. Filipeni 4:8, e o metodă divină pentru întreținerea materială a împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Spunea Maleahi în capitolul 3, versetul 10, prima parte, aduceți la casa visteriei toate zeciuielile, de ce? Să fie hrană în casa mea, cum tu vrei să ai mâncare în frigider, cum tu vrei să ai apă de rezervă, cum tu vrei să ai de rezervă un cearceaf curat și nu stai într-un cearceaf, cum tu vrei să ai haine de rezervă și nu stai într-o cămașă, vrei să mai ai una, pe asta o dai la laundry, la spălat, o pui în mașina de spălat, dai alta de rezervă, nu? Ce ai face dacă ai avea o cămașă? Ce-i pe mine și pe culme, e și mașina de spălat, aia-i treabă? Ei, Domnul spune să fie hrană în casa mea, să fie de rezervă, să fie din abundență, să fie din belșug. Asta e pretenția lui Dumnezeu. Noi avem de rezervă, Dumnezeu n-are de rezervă. A ajuns Dumnezeu mai sărac decât noi. Și Dumnezeu își apără pricina și spune, în casa mea să fie hrană. Și dumneavoastră vă uitați la mine și spuneți, ăsta iar cere bani. Oricine ar fi în locul meu, ar spune la fel. Pavel spunea, fraților, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Ce fel de om aș fi o față de cel care m-a chemat să predic Evanghelia? Dacă aș predica numai ce scoate zâmbete și râsete și aș spune glume ca să vă încânt. Să faceți ce vreți, frații mei, eu nu sunt stăpân pe punga dumneavoastră, dar eu mi-am făcut datoria. Aceste cuvinte sunt valabile și pentru mine, nu numai pentru dumneavoastră. Este o metodă pentru întreținerea materială a împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Observați că metoda divină, să atragem binecuvântările lui Dumnezeu, în ultimul rând este metoda divină să atragem binecuvântările lui Dumnezeu. O singură dată scrie în Scriptură, puneți-mă la încercare. O singură dată spune în Scriptură, puneți-mă la încercare. În Maleahi, capitolul 3, versetul 10, puneți-mă la încercare. Cum? Astfel cum? Aduceți voi la casa visteriei zeciuielile voastre și puneți-mă la încercare în felul acesta și veți vedea dacă eu nu reacționez la atitudinea voastră de dărnicie. Noi luăm contextul acesta, luăm versetul ăsta din contextul lui și îl punem unde ne place nouă și zicem, îl pun la încercare pe Domnul. Cu ce îl pui?
Cu banii? Nu, nu cu banii. Păi acolo scrie, puneți-mă la încercare cu banii. Amatorismul acesta în interpretarea Scripturilor și sucirea Evangheliei ca să corespundă ori tradițiilor, ori intereselor, nu este cinstit și nu-L onorează pe Dumnezeul cerului și al pământului. Să vorbim lămurit și răspicat ca niște adulți. Odată în Scriptură scrie, puneți-mă la încercare. Și spune așa, puneți-mă la încercare cu banii voștri. Faceți-vă partea față de visteria templului. Aduceți toate zeciurile, nu doar jumătăți. Și veți vedea dacă eu, Domnul, nu-mi fac datoria față de voi. Ce fel de datorie? Biblia vorbește despre două atitudini ale omului și despre două reacții ale lui Dumnezeu. Le spun repede, nu le explic, încercați să mă înțelegeți. Atitudinea omului, neprihănirea, reacția lui Dumnezeu, împlinirea nevoilor de bază. Versetul biblic. Cineva se va îngriji ce vom mânca, ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și aceste lucruri, mâncarea, băutura și îmbrăcămintea, vi se vor da pe deasupra, dar strictul necesar. Acum atenție, a doua problemă. Atitudinea omului, dărnicie din dragoste, nu doar neprihănire. Reacția lui Dumnezeu, belșug de binecuvântare, nu doar împlinirea nevoilor de bază. Versetul biblic. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi, nu doar mâncare, băutură și îmbrăcăminte. Belșug de binecuvântare. Neprihănirea aduce împlinirea nevoilor de bază. Dărnicia din dragoste abundentă aduce belșug de binecuvântare. Iată dar că Dumnezeu reacționează în funcție de atitudinea mea. Timpul nostru s-a epuizat și a fost suficient ca să spunem lucruri lămurite din Scriptură și acum aș vrea să închei și să ne rugăm Domnului. Eu nu știu ce simți, ce gândești, nu știu în ce stare ești, nu știu ce probleme ai, dar știu un lucru, că David a fost tânăr și a îmbătrânit, dar pe cel neprihănit nu l-a văzut lipsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, că cel care își aruncă pâinea pe ape în numele Domnului, o va strânge la vreme de nevoie. Cine l-are pe Dumnezeu partener și trăiește pentru lucrarea lui Dumnezeu dedicându-se cu abundență, nu va fi Dumnezeul cerului și al pământului zgârcit și lacom cu el. Că Dumnezeu dă darul oamenilor și nu-i pare rău de darurile date. Și vrea să stai înaintea Domnului să te întrebi, indiferent câți bani ai, ori ești văduva săracă cu doi bănuți, ori ești Zacheu cu mulți bani, însă amândoi s-au pocăit și amândoi au dat, însă fiecare a dat după putere. Vreau să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Și să vă spun că data viitoare vom continua, pentru că încă nu am isprăvit. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.